mult. Mulțumesc mult, doamna Calugin. Următoarea prezentare este domnul Ion Gumene despre reforma administrației publice. Poftim. Mulțumesc mult. Bună ziua, Ion Gumene sunt. Din cauza că per total evoluția este una pozitivă, va fi foarte suficient. Sunt în total 4 acțiuni, 2 au fost realizate fără deficiențe, 2 sunt în curs pozitiv de realizare. Fără deficiențe, în sensul în care au fost formulate ele în foaia de parcurs, adică convocarea Consiliului Național pentru Reforma Administrației Publice era programată pentru 11 martie, ceea ce a fost realizat. A mai fost încă o ședință, în total 2, în această perioadă. A mai fost realizată și acțiunea în privința demarării analizei funcționale Cancelarii de Stat. În luna mai a fost selectat cu suportul UNDP companiei Ierstenian, care a demarat analiza funcțională, și în 14 iulie vom avea și raportul final. 2 acțiuni sunt în proces de realizare. Pozitiv, elaborarea strategiei de reformă administrației publice, chiar dacă termenul inițial era aprilie, totuși considerăm un progres pozitiv, reieșind din faptul că o strategie nu poate fi elaborată în termen de 2 luni, cât a fost planificată. Este necesar un termen minim de consultare, ceea ce a fost făcut, a fost consultată cu autoritățile publice centrale și locale, cu partenerii de dezvoltare și în principal cu programul SIGMA, o agenție la nivelul Uniunii Europene responsabilă de reforma administrației publice. Strategia, după cum a fost menționat și la începutul acestei întruniri, va fi aprobată și este subiectul numărul 1 la ședința guvernului de astăzi. Și a doua acțiune în curs pozitiv este